Un tânăr din România se numără printre cei șase laureați concursului internațional de creație artistică The Water We Want, organizat de rețeaua internațională a muzeelor apei sub patronaj UNESCO. Mihai Casian Drăgoi, elev la Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu, DEVA, este câștigătorul secțiunii media, categoria 19-25 de ani, cu fotografia Nemurirea din apă. Competiția Apa pe care ne-o dorim are ca temă apa dulce și încurajează copiii și tinerii să-și exprime creative emoțiile, ideile și convingerile proprii legate de apă. De asemenea, Mihai Drăgoi dorește să își continue studiile în această specializare la o facultate din Timișoara sau Cluj. Tânărul este pasionat de fotografie și film, iubește natura și recunoaște că a fost atras atât de tematica generoasă a apei, cât și de învergura competiției.